aceste peceți. Nimeni nu este în stare, nu are capacitatea să desfacă cartea, rupându-i pecețile, cu excepția mielului, care părea înjunghiat. El ia cartea din mâna tatălui și începe să rupă pecețile. Capitolul 6 este o explicare simbolică a ruperii 6 dintre cele 7 peceți. Cea de-a 7-a se rupe de-abia în capitolul 8. La ruperea primelor 4 peceți, așa cum spuneam data trecută, apar 4 cai și 4 călăreți. În momentul apariției lor, pe pământ se dezlănțuie cataclisme, nenorociri, necazuri și crize. La ruperea primei peceți apare un cal alb și declanșează amăgirea pe planeta Pământ. A doua pecete apare calul roșu și declanșează războiul. A treia pecete apare calul negru și declanșează foametea și lipsurile. A patra pecete apare calul galben și declanșează moartea. Vreau să fac o paranteză și să vă atrag atenția asupra unui amănânt care devine foarte important. Când Biblia vorbește la calul alb, amăgire, la calul roșu, război, la calul negru, foamete, lipsuri și la calul galben, moarte, nu se referă la o amăgire la nivel individual. A fost amăgit un frate dintr-o biserică sau a fost amăgită o familie dintr-un oraș. Nu, a fost un război undeva într-o suburbie sau a fost un război în Irak. Nu, a fost foamete undeva în Africa și a fost moarte, păi mor oamenii la 80 de ani. Când Biblia vorbește despre amăgire, despre război, despre foamete, lipsuri și moarte, vorbește despre aceste lucruri în masă, de pildă, adică de exemplu, al patrulea cal, calul galben, când el apare, se declanșează pe pământ moartea, Biblia spune că moare o pătrime dintre locuitorii pământului, între 1.5 și 2 miliarde de locuitori, mor dintr-o dată. Deci este o moarte în masă. Vă puteți imagina ce înseamnă să moară 1,5 miliarde de oameni? Ce? În ce fel? Ce ar trebui să se întâmple ca să moară 1,5 miliarde de oameni? Mor câte 100 de oameni într-un cutremur, mor câte 200 de oameni în nu știu ce mare cataclism și intră în istorie, extraordinar, dar 1,5 miliarde de oameni să moară dintr-o dată. Ce ar trebui să se întâmple? Un război atomic? Foarte probabil. Efectiv un cataclism universal, planetar? Foarte probabil. Deci din 4 moare 1. Deci nu e vorba despre o moarte sporadică aici și colo. Nu e vorba despre un război aici și colo. Nu e vorba despre lipsuri și foamete aici și colo. Nu e vorba despre amăgire aici și colo. Undeva într-o biserică a fost cineva amăgit. Cineva care nu venea bine la biserică și nu știa bine Scriptura a fost amăgit. Nu, se referă la o amăgire în masă. Efectiv, generația este predispusă la un spirit puternic de amăgire. O amăgire probabil forțată de presiunea politică. O amăgire probabil accentuată de ceva probleme financiare. O amăgire accentuată de direcția politică. O amăgire în care se implică toate dimensiunile vieții. E vorba de un curent puternic de amăgire care afectează pe toți credincioșii. A cincea și a șasea pecete, ultimile două din capitolul 6, repet, ultima, a șaptea, este de-abia în capitolul 8. A cincea pecete arată martirii, foarte probabil martirii din necazul cel mare, dar sigur martirii. Și a șasea pecete declanșează un cataclism cosmic. Revenind la aceste șase peceți, despre care am mai vorbit și data trecută,
încercăm să răspundem la câteva întrebări pe care oricum le avem în minte, indiferent că le punem sau nu de la microfon. Prima dintre ele este următoarea. Ruperea acestor 6 peceți declanșează începutul necazului cel mare sau aceste nenorociri ca o consecință a ruperii peceților sunt de fapt semne de dinaintea necazului cel mare? Încă o dată pun întrebarea pentru că răspunsul la întrebare este predica din această seară. Noi citim despre 6 peceți care se rup. O carte care avea 7 peceți, se rup 6 dintre ele, Domnul Iisus le rupe. În momentul în care Domnul Iisus rupe pecetea pe pământ, există o expresie, o manifestare de nenorocire, într-un fel sau în altul. Nenorocirile acestea, după cum am văzut, nu sunt sporadice aici și acolo, ci sunt în masă. Domnul Iisus Hristos are grijă în Evanghelia după Matei să accentueze universalitatea timpului, adică pe un colț al planetei va fi noapte, sigur că pe partea cealaltă va fi ziua. Ei bine, când vorbim despre aceste nenorociri care sunt expresia ruperii peceților, nenorocirile acestea de fapt înseamnă necazul cel mare, a început necazul cel mare odată cu manifestarea acestor nenorociri sau nu, necazul cel mare e undeva în față? Aceasta este întrebarea pe care ne-o punem în această seară. De ce punem această întrebare? Punem această întrebare pentru că expresia necazul cel mare, cu toată grozăvia care stă în spatele ei, este un subiect care prezintă interes pentru noi toți. Este un eveniment care va schimba în mod fundamental direcția lucrurilor pe pământ și în cer. Acest eveniment va face modificări cosmice. Va pune capăt unui proces lung în care s-a implicat Iisus, Duhul Sfânt, Biblia, Dumnezeu Tatăl, rugăciunea apostolilor credincioșilor. Evenimentul acesta este de o importanță uriașă. Mai important decât când vine, când este, mai important decât timpul, când anume e el plasat în istorie, mai important decât asta, este pocăința noastră. Pentru că el poate să înceapă acum sau peste 100 de ani. Dar dacă eu nu sunt pocăit, atunci el oricum poate să înceapă acum sau peste 100 de ani, că eu oricum pierd. Punând această îndrăzneață întrebare și nu din dorința de a crea impresii cuiva, ci doar din intenția sfântă de a înțelege Evanghelia, dar și din intenția sfântă ca Biserica lui Dumnezeu să aibă o învățătură unitară, cel puțin în lucrurile fundamentale ale principiilor cărții Apocalipsa, realizăm că intenționând să răspundem aceste întrebări, este nevoie nu să vină un predicator și să spună așa și așa, pentru că nu-i cinstit. Este nevoie împreună să facem un studiu amănunțit, folosind câteva metode de analiză ale cărții, pentru că întotdeauna Scriptura explică Scriptura cel mai bine. Așa că vom proceda în seara aceasta la cel puțin două metode pe care le analizăm împreună și consecința lor va fi răspunsul la întrebarea: nenorocirile provocate de ruperea peceților sunt necazul cel mare sau sunt evenimente înainte de necazul cel mare? Încă o paranteză înainte să trecem la abordarea celor două metode de studiu. Observați că cartea Apocalipsa nu este ușor de înțeles. Și poate nu o înțelege nimeni pe deplin, iar dacă cineva o înțelege, totuși va găsi pe altcineva care o înțelege diferit. Fiind o carte prezentată în simbol, câteodată cineva interpretează un simbol diferit de altcineva. Și dacă undeva la jumătatea cărții o iei puțin într-o parte, în timp distanța se mărește foarte mult.
Un singur lucru, dacă doi oameni care interpretează Biblia undeva la, în timpul procesului interpretării, un singur lucru îl interpretează diferit, ei se despart. Și sunt sute și mii de simboluri acolo. Ei bine, între capitolele 6 și 19 în Biblie, există manifestarea la 21 de urgii, 7 ori 3. Primele 7 sunt declanșate de ruperea celor 7 peceți. Următoarele 7 sunt declanșate de cele 7 trâmbițe, iar următoarele 7 sunt declanșate de vărsarea la 7 pahare, 7 cupe, 7 potire. Deci sunt 21 de urgii care se petrec între capitolele 6 și 19. Între aceste capitole 6 și 19 se manifestă aceste 21 de urgii care curg și se dezlănțuie peste locuitorii planetei Pământ. Între aceste capitole 6 și 19 nu-i pomenită biserica. Biserica nu-i găsită pe Pământ. Nu se zice nimic despre ea. Foarte mulți cercetători ai Bibliei interpretează tăcerea și lipsa bisericii de pe pământ în timpul acesta, între capitolele 6 și 19, ca luarea bisericii înainte de asta. Dar nu discutăm acum despre când va fi luată biserica. Discutăm acum despre o paranteză în care am spus următorul lucru. Timpul în care se desfășoară cele 21 de urgii, declanșate de 7 peceți, 7 trâmbițe și 7 pahare, potire sau cupe, cum vreți să le spuneți, Biblia folosește cuvântul de potir, dar s-ar putea generația tânără să nu înțeleagă cuvântul potir. De aceea eu spun, potir înseamnă pahar sau cupă, ceva de genul ăsta. Ei bine, aceste 21 de urgii vin peste pământ. Ele sunt declanșate din cer la ruperea peceților, la sunatul trâmbițelor și la vărsarea potirelor. Aceste nenorociri se petrec între capitolul 6 și 19. E foarte important să știm asta, foarte important, pentru că în felul acesta înțelegem ușor cartea Apocalipsa. Capitolul 1 este o introducere, prezintă biserica și pe miel. Capitolele 2 și 3 prezintă cele 7 biserici. Capitolele 4, 5 și 6 prezintă sala tronului, decorul ei, cartea în mâna dreaptă, mielul o ia și îi rupe pecețile și se dezlănțuie manifestări pe pământ, 6 dintre cele 7. De la capitolul 6 la 19, toate cele 21 de urgii, iar de la 19 încolo există finalizarea evenimentelor de pe planetă. Acum revenim și ne oprim la întrebarea. Cele 6 urgii dintre cele 21 declanșate de ruperea peceților, primele 4 cu cai, următoarele 2 fără, înseamnă necazul cel mare sau sunt evenimente înaintea necazului cel mare, care de pildă au început de mult, să zicem, de când diavolul a fost aruncat în văzduh, sau din grădină, sau de la Golgota? Când anume începe pecetea 1? Foarte probabil că nu vom ști să răspundem la această întrebare în mod exact. Foarte probabil că vom prezenta mai multe interpretări principale, pentru că cele secundare sunt cu sutele. Dacă vreți să mă credeți, sunt sute de explicații la cine sunt cei 4 cai și în care vreme așezăm manifestarea acțiunilor. Sunt efectiv sute. Revenind la această întrebare, mergem la cele două metode de analiză. Și prima dintre ele este, așa cum tot spuneam, să observăm cele trei categorii de judecăți asupra Pământului. Judecățile peceților, judecățile trâmbițelor și judecățile potirelor. Apocalipsa 6, Apocalipsa 8 și 9, Apocalipsa 16. Observați că de trei ori în istoria umanității au existat trei judecăți. Prima a fost judecata cu apă, din Genesa 6:8. Acesta este potopul din timpul lui Noe, judecata cu apă.
Această judecată a fost o judecată universală, nu a fost o judecată undeva anume, ci această judecată a cuprins tot pământul. A doua judecată a fost judecata cu sânge, Ioan 19:30, judecata de la Golgota. Și a treia judecată va fi judecata cu foc, este judecata de la tronul alb, Apocalipsa 20:10-15. Aceste trei judecăți sunt niște repere în istoria umanității. Una la început, una la jumătate, crucea întotdeauna desparte istoria în două, înainte de eră și după, și una la sfârșit, care culminează cu finalizarea și cu schimbarea istoriei dincolo de timp și spațiu, în eternitatea lui Dumnezeu, în infinitatea lui Dumnezeu. Așa, după cum spuneam și data trecută și repet în seara aceasta foarte scurt, prima pecete corespunde la prima trâmbiță și la primul potir. Numai că singura diferență este următoarea. În timpul pecetei se întâmplă, există o intensitate mică, la trâmbiță intensitatea crește și la potir devine totală. Domină, copleșește. Aceasta este prima analiză. Și fiecare dintre dumneavoastră luați în această analiză și răspundeți la întrebare. Aduceți-vă aminte de prima pecete, amăgire, de prima trâmbiță, natura lovită, o treime, adică din trei, unul nu mai există. Și judecata și potirul, judecata totală a omenirii. Observați cum există un progres. În timpul peceții există o anumită intensitate a nenorocirii pe pământ. Vine trâmbița și accentuează nenorocirea și se varsă paharul mâniei și nenorocirea cuprinde pământul și îl distruge. Așa se întâmplă cu pecetea numărul 2, acolo unde este vorba de război, trâmbița numărul 2, acolo unde a treia parte din apele lumii sunt lovite, și al doilea potir, unde toate apele lumii sunt distruse, sunt prefăcute în sânge. Și toată vegetația marină din apă nu mai există. Aduceți-vă aminte de pecetea numărul 3, unde există foamete, de trâmbița numărul 3, unde a treia parte dintre râuri și izvoarele de apă sunt distruse, și de asemenea de potirul numărul 3, unde absolut toate apele curgătoare care se varsă în oceane și mări, nu mai există. Cu alte cuvinte, sursa de apă, izvoarele care ies din pământ au secat pentru întotdeauna. Nu va mai ieși niciodată. Nici minerală, nici neminerală. Aduceți-vă aminte de pecetea numărul 4, pentru că vorbește despre moarte. Aduceți-vă aminte despre trâmbița numărul 4, care vorbește despre astre, că sunt lovite și rămân afectate. Capacitatea lor de a-și face slujba este foarte, foarte, foarte limitată. Și aduceți-vă aminte despre potirul numărul 4, unde soarele este lovit și nu mai are capacitatea decât să facă rău. Arde oamenii, distruge oamenii. Probabil că se apropie foarte mult de planeta Pământ sau planeta Pământ se apropie foarte mult de el. Probabil că stratul de ozon, care este ca un filtru pentru razele solare, care acum e găurit și provoacă foarte multe malformații la noi născuți și boli la oamenii care sunt în viață, probabil că stratul acesta de ozon dispare și razele de soare devin ucigătoare și oamenii dintr-o dată vor deveni pârjoliți de soarele care i-a încălzit odată când a fost harul lui Dumnezeu aici. Planeta Pământ n-are un viitor fericit. Să nu vă legați destinul de ea. Să nu vă faceți planuri frumoase, pentru că nu se vor împlini. Dacă tot vreți să aveți parte de fericire, mutați-vă pe o altă insulă, care este infinită și eternă. Luați-vă bagajul de aici, că asta se scufundă. Cântă muzica ca odinioară pe Titanic, dar să știți că este muzica morții. A cincea pecete este
persecuția, a cincea trâmbiță, se deschide adâncul și ies demoni și se dezlănțuie, nu-i mai oprește nimeni. Foarte probabil că nu mai există Duhul Sfânt aici și nu mai există biserica, nu mai există postul și rugăciunea, nu mai există Evanghelia predicată. Și aduceți-vă aminte de potirul numărul 5, unde cuvintele sunt cele mai sumbre care există în vocabularul uman, să exprime dureri absolute de cei care au parte, de dureri absolute de care au parte cei care se supun fiarei. Cartea Apocalipsa și studierea ei presupune înțelegerea unor termeni pe care noi îi folosim: pecete, trâmbiță, potir, fiară. Ce înseamnă fiară? Când noi spunem fiară, fiară e leu, fiară e ursul, fiară e lupul. Dar când citim în Apocalipsa fiară, fiara este anticristul. Instrumentul numărul unu al balaurului. Cine e balaurul? Balaurul este Satana. Și instrumentul numărul doi e prorocul mincinos. Anticristul întotdeauna iese din apă, iar prorocul mincinos iese din pământ, după cum vom vedea puțin mai târziu. Aceste elemente sunt fundamentale ca să tălmăci în cartea. Pecetea numărul 6 prezintă cutremure și modificări cosmice. Soarele nu mai luminează pentru că devine negru. E greu să ne imaginăm ce înseamnă asta. Devine o sursă de întuneric, nu de lumină. Deci corpul ceresc care luminează cosmosul se face negru. Imaginați-vă un bec negru. Ce înseamnă bec negru? Probabil provocator de întuneric. Dar ce înseamnă întuneric? Întunericul de fapt nu există. Întuneric este absența luminii. Întunericul nu există. Așa spunem noi când nu există lumină. Frig nu există. Frig înseamnă absența căldurii. Așa spunem noi unde nu mai e căldură, starea aia o numim frig. Dar nu există frig. Frigul se măsoară în minus căldură. Întunericul se măsoară în minus lumină. Ultima pecete. Doisprezece ori 12.000 din Israel sunt salvați din necaz. Foarte probabil că este vorba de necazul cel mare. Dacă vorbim despre trâmbiță, Israelul tot, atenție, este foarte important. La pecete, 124.000 sunt salvați. La trâmbiță, tot Israelul e salvat. Observați că și aici intensitatea crește. E o progresie și în bine și în rău. Iar la potir, cu tremur general, Babilonul distrus, totul e distrus. Nu mai rămâne nimic din toată planeta aceasta. Totul este praf și pulbere. Este imposibil să o mai locuiești. Nu mai are apă, nu mai are oxigen, nu mai are lumină. Ea nu mai are factorii care protejează și întrețin existența. Oamenii nu mai pot trăi atunci. Imediat urmează mileniul și condițiile de viață se refac. Dar vom ajunge altă dată la evenimentul acesta. Observați, vă rog, că cercetătorii Bibliei la acest capitol se împart în două și dumneata probabil că ești unul dintre cei doi. Există și al treilea. Prima parte a cercetătorilor Bibliei spun că de la capitolul 6 până la capitolul 19, unde se manifestă cele 21 de urgii prin 7 peceți, 7 trâmbițe și 7 potire, de fapt ăsta e necazul cel mare. Necazul cel mare începe la Apocalipsa 6 și se termină la Apocalipsa 19. Așa spun primul grup de cercetători ai Scripturilor. Ei împărtășesc opinia aceasta. Ei spun că amăgire există întotdeauna pe pământ, dar când va veni călărețul de pe calul alb, care nu e Hristos, spuneam data trecută din multe motive, este anticristul. Când vine anticristul, se declanșează necazul cel mare. Că tocmai asta înseamnă necazul cel mare.
printre altele, apare anticristul. Anticristul, nu uitați, iese din apă, nu din pământ. Timp în care prorocul mincinos, ăsta este asistentul lui. Ei doi vor fi instrumentele diavolului. Ăsta iese din pământ. Primul iese din apă, anticrist, prorocul mincinos al doilea iese din pământ. Asta ne spune nouă din ce etnie vor veni ei. Ce naționalitate vor avea ei? Ei bine, sunt oameni care înțeleg că Apocalipsa 6 până la Apocalipsa 19 înseamnă necazul cel mare. Începe cu amăgirea, dar o amăgire în masă. Atunci când va veni anticrist, va amăgi? Sigur că va amăgi. De ce va amăgi? Pentru că el va apărea într-un moment istoric care va pregăti lumea să accepte amăgirea. De pildă, observați că astăzi să te urci într-un avion presupune lucruri pe care eu sunt sigur că fratele Bradin nu le-ar fi acceptat dacă astăzi se urca într-un avion. Nu le-ar fi acceptat deloc. La intrare în America, să pună el jejetul acolo și să ia amprenta, să credeți dumneavoastră că ar fi făcut părinții noștri lucrul acesta. Ei ar fi înțeles că ăla este semnul fiarei. Și dacă studiați științific metodele de identificare care sunt folosite chiar acum în America, în Elveția, în Olanda, în Canada și nu numai, veți constata că sunt foarte dubioase. Dar trecem de subiectul acesta și la vremea în care vom ajunge cu studiul Scripturii, la el vom aborda în măsura în care ne va da Domnul lumină. Spun doar următorul lucru. O categorie de oameni care studiază Scripturile cred că necazul cel mare începe la Apocalipsa 6. Și dacă n-a început acum necazul cel mare, dacă nu există un duc de amăgire, dacă mai există încă biserici unde se predică Evanghelia, oameni care spun să te botezi e biblic, să nu te botezi e nebiblic, să furi este greșit, păcat, să nu furi este corect, mergi în ea dacă păcătuiești, ești iertat dacă îl primești pe Hristos, asta înseamnă absența amăgire. Dacă mai sunt biserici care proclamă asta, proclamă Evanghelia, înseamnă că nu s-a declanșat însă încă Apocalipsa 6. Că atunci când va veni Apocalipsa 6, un duc de amăgire va fi peste tot pământul. Și vocile acestea va fi ca prin 1400-500 înainte de Marele Reforme, când toată lumea asculta predicarea Bibliei într-o limbă în care nu înțelegeau. Nici preoții care predicau în latină nu mai înțelegeau latina. Deci vorbea unul și nu înțelegea niciunul. Și ascultau cu miile. Confuzie totală. Să nu înțeleagă niciunul nimic. E ca și cum cineva ar vorbi aici în limba Kambalangandaladala. Nu știu ce limbă să zic și n-ar înțelege nimeni, nici măcar el. Asta este un duc de amăgire. Și apoi toate celelalte care se declanșează, să moară 1,5 miliarde sau 2 miliarde de oameni. Oamenii ăștia spun asta, nu se întâmplă, niciodată nu se întâmplă la un moment dat să moară 2 miliarde de oameni. Ăsta e deja necazul cel mare. A doua categorie de oameni care cercetează Scripturile spun că amăgirea a început deja, ea are efect asupra unora, dar nu și asupra altora. Când ei nu interpretează prima pecete, călărețul care vine pe calul alb ca fiind anticrist, ci spun că e duhul lui anticrist. Cei care cred că a început necazul cel mare interpretează călărețul de pe calul alb, prima pecete, ca fiind anticrist în persoană. Anticrist așa a apărut fizic pe scena istoriei. Cei care spun că n-a început necazul cel mare la prima pecete și el începe pe la pecetea șasea, a cincea, a șasea, asta înseamnă că e doar duhul lui anticrist. Asta înseamnă că e doar duhul lui anticrist. Cu alte cuvinte, acum a început de mult Apocalipsa 6. Deja prima pecete e ruptă de mult, să zicem de la Golgota. Și pecetea a doua e ruptă. Calul roșu deja își face lucrarea. Două războaie mondiale într-un secol. Pecetea numărul 3, foamete, continente întregi, n-au ce mânca. Când ajungem la război, la moarte,
La calul numărul 4, dintr-o dată avem probleme să mai interpretăm în vremea noastră, pentru că 1,5 miliarde de oameni n-au cum să moară într-o clipă astăzi. Asta înseamnă că trebuie să se plătească niște evenimente planetare. Pe scară largă, pe tot pământul, trebuie să moară un sfert dintre oameni, 1 din 4. Trecând peste această metodă de analiză, mergem la cea de-a doua, acolo unde vom încerca să analizăm lucrarea Domnului Iisus Hristos și lucrarea lui Anticrist, în așa fel încât studiind lucrarea lui Anticrist în comparație cu a lui Hristos, să ne putem da seama din practica și din experiența vieții dacă El este astăzi pe pământ, dacă Spiritul Lui e pe pământ. Așa răspundem pe cetea numărul 1, calul alb, Apocalipsa 6 a început sau nu? Și observați, vă rog, care este rezultatul analizei. Nu o să citesc referințele biblice, că eu nu am timp, însă dumneavoastră le puteți nota dacă sunteți cercetători plini de râvnă ai Scripturii și acasă le puteți confrunta. 1. Am să citesc în paralel între Anticrist și Hristos. 1. Anticrist are toată puterea de la diavolul. El va avea foarte multă putere, ieșită din comun, supranaturală. Dar Biblia spune la Apocalipsa 13:2, diavolul i-a dat toată puterea. Cu alte cuvinte, diavolul se descarcă de toate resursele lui și le mobilizează în Anticrist, pentru că acesta este manifestarea fizică a lui pe pământ. Anticristul, să știți că este un om de politică și de finanțe, iar prorocul mincinos este un om de religie și de spiritualitate. De aceea ei doi vor fi una. Primul se va ocupa cu probleme de politică, de finanțe, de economie. El nu se va amesteca prea mult în spiritual, în religie, în sine, dar îl va avea pe asistentul lui, prorocul mincinos. Acesta se va ocupa de partea spirituală. El se va ocupa de problema religioasă. La Iisus, Iisus are toată puterea de la Tatăl. Ceea ce vreau să spun e următorul lucru. Observați că diavolul este o marionetă care îl imită pe Iisus Hristos în tot ce face, pentru că atunci când va veni să se poată da drept el. Am un argument pe care atunci când l-am găsit în Scriptură, vă rog să mă credeți că am rămas, dacă îmi permiteți expresia, cu gura deschisă. Efectiv, cu gura deschisă. Este de-a dreptul ieșit din comun. Dar să mergem mai departe. Anticrist vine de jos, din adânc, timp în care Hristos vine de sus. Anticrist, Apocalipsa 17:8. Anticrist este adus de diavolul prin puteri demonice. Iisus Hristos a fost zămislit prin Maria, prin Duhul Sfânt. Anticrist este întruparea diavolului, manifestarea diavolului. Iisus Hristos este manifestarea Tatălui, este extinderea Tatălui. Mai corect spus, manifestarea Tatălui. 5. Anticrist lăvește pe diavolul și trăiește pentru el. Când el va apărea pe scena politică a lumii, el va trăi doar pentru împlinirea intereselor diavolului. Același lucru l-a făcut Hristos pentru împlinirea intereselor Tatălui. 7. Anticrist face semne și minuni pentru a-l slăvi pe Satana, 2 Tesaloniceni 2:9. Timp în care Hristos a făcut semne pe pământ pentru a-l slăvi pe Tatăl, Ioan 9:4. 8. Anticrist amăgește pe oameni și prin amăgire îi determină spre nelegiuire. Acesta este efectul păcălelii. Omul pe care îl păcălește Anticrist se face mai rău. Observați care este lucrarea lui Iisus Hristos. Cei care cred în Hristos nu se fac mai răi, ci mai buni. Extraordinar. Observați că Anticrist atrage oameni spre pierzare, 2 Tesaloniceni 2:10, timp în care Hristos mântuiește oameni pentru viață veșnică. Anticrist se înalță mai presus de orice este Dumnezeu și de orice slujbă dumnezeiască, 2 Tesaloniceni 2:4, timp în care Hristos a venit pe pământ și s-a smerit. Anticrist se înalță, Hristos se smerește. Sunt locuri unde Anticrist nu l-a putut copia pe Hristos, pentru că dacă îl copia, eșua.
Și acolo a făcut invers, dar de obicei încearcă să-l copieze. Ultimul meu argument, probabil că o să fie și pentru dumneavoastră, cum a fost pentru mine, de-a dreptul extraordinar. 12. Anticrist face pe oameni să se închine diavolului, Apocalipsa 12:4. Timp în care Hristos i-a învățat pe oameni, învață-ne și pe noi să ne rugăm cum i-a învățat Iisus pe ucenicii lui. Voi când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care este în ceruri, extraordinar. 13. Anticrist se laudă și hulește pe Dumnezeu. Apocalipsa 13:5-6. Timp în care Hristos este blând și cinstește pe Tatăl. Isaia 42:2 și Ioan 8:49. Anticrist este chipul Satanei. Apocalipsa 12:3 sau 13:1-2. Timp în care Domnul Iisus Hristos este chipul Tatălui. Evrei 1:1-2. Anticrist este Satana desăvârșit și omul fără de lege. Timp în care Iisus Hristos este Dumnezeu desăvârșit și omul legii. Anticrist a fost al fără de legii. Hristos este omul legii. Îmi veți spune, da, dar Hristos spune că s-a terminat cu legea. Păi dacă s-a terminat cu legea, înseamnă că s-a terminat cu să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini la idoli, să nu furi, să nu minți, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu-ți asculți părinții, să nu cinstești ziua de odihnă, să îți omori aproapele, să nu-l iubești. Dacă s-a terminat cu legea, înseamnă că nu mai avem niciuna. Fiecare cum ne taie capul, așa mergem. Spuneam data trecută că legile sunt de trei feluri. Ceremoniale, care aveau în vedere un miel până când a venit mielul lui Dumnezeu. Naționale, care sunt Constituția lui Israel. Dacă îți faci o casă, fă-ți pălimar. Eu vă asigur că cei care dintre dumneavoastră construiți case, nu faceți pălimar. Pălimar înseamnă balustradă pe acoperiș. În Chicago sunt precipitații, nu se fac casele așa, se fac așa. Nu poți să pui balustradă pe un acoperiș așa. E drept? Ați văzut dumneavoastră în Chicago o casă cu balustradă pe un acoperiș așa? Asta era o lege națională, pentru că acolo, nefiind precipitații, casele sunt acoperite flat, drept. Și oamenii se urcă pe o scară exterioară că nu îngheață iarna, că nu e iarnă, că nu e zăpadă și gheață, și beau ceaiul acolo. Dar ca să nu cadă omul, își pune o balustradă, un pălimar și multe altele. Astea erau legi care țineau de naționalitate. Dar când e vorba de legea morală, să nu furi, să nu minți, să nu te închini la idol, nu mai are importanță că ești înainte de Iisus sau după Iisus, că ești evreu sau american, român, emigrant sau altceva. Asta este universal valabilă. Ei, când cercetăm problema legii, trebuie să cunoaștem aceste lucruri, că altfel ne încurcăm mai tare decât să ne descurcăm. Am foarte multe astfel de comparații, dar le las pentru ca să ajung la ceea ce vă spuneam că este de-a dreptul extraordinar, pentru că timpul meu expiră. Și vreau să vă spun că diavolul, încă o dată să fac această afirmație, diavolul, ca să se poată da drept Dumnezeu și pe instrumentul lui, pe aghiotantul lui, pe generalul lui numărul 1, Anticrist, să-l poată prezenta drept Hristos, a trebuit ca el să facă tot ce a făcut Hristos în istorie. Și priviți cât de mult s-a asemănat cu Hristos. El are propriul lui Hristos în persoana lui Anticrist, Apocalipsa 13:2. Are propria lui sinagogă, Biserica Satanei, Apocalipsa 2:9. Are propria lui doctrină, învățăturile dracilor, 1 Timotei 4:1. Are propriile lui taine, adâncimile Satanei, Apocalipsa 2:24. Are propriul lui scaun de domnie, scaunul de domnie al Satanei din Apocalipsa 13:2. Are propria lui împărăție, împărăția diavolului, Luca 4:6. Are propria lui putere, puterea pe care o dă, puterea balaurului pe care o dă fiarei, adică lui Anticrist, Apocalipsa 13:2. Are proprii lui închinători, așa cum Hristos are închinători în persoana noastră. Satan are închinători pe închinătorii balaurului, Apocalipsa 13:40. Are propria lui trinitate diabolică, atenție, l-a imitat pe Dumnezeu în trinitate. Este ieșit din comun. Așa cum trinitatea, Dumnezeu este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, tot la fel diavolul are trinitate. Este balaurul, care înseamnă Satana, este fiara, care înseamnă Anticristul, și este prorocul mincinos. Și el lucrează într-o trinitate la fel ca Dumnezeu. Satana, Anticrist și prorocul mincinos. Fi
fiara din mare, anticristul, fiara de pe pământ, prorocul mincinos, are proprii lui îngeri, îngerii balaurului, Apocalipsa 12:7, are proprii lui slujitori, slujitorii diavolului, 2 Corinteni 11:15. Ar fi extraordinar să citim versetele acestea și să le comentăm. Ar fi o sursă de învățătură foarte adâncă. Are propriile minuni, propriul supranatural cu care va înșela chiar și pe cei aleși dacă e cu putință. Minunile diavolului. 2 Tesaloniceni 2:9. Are proprii lui fii, copiii diavolului, copii din curvie, cum spune în altă parte Scriptura. Ioan 8:44 sau 1 Ioan 3:10. Are propriul lui sistem de jertfe, jertfe închinate diavolului. 1 Corinteni 10:21. Are propria lui părtășie, părtășia dracilor. 1 Corinteni 10:20. Știți care e părtășia dracilor? Paharul dracilor și masa dracilor. Închinarea la idol. Am avut două seri de studiu biblic cu tineri aici, în care am vorbit despre închinarea modernă la idol. Nici nu ne imaginăm ce forme moderne au idolii vechi. Și noi le facem și nici nu știm că e idolatrie. Este ignoranța. Este cel mai mare rău pe care un om poate să-l aibă în viață. Iar cunoașterea este cel mai mare bine pe care un om poate să-l aibă în viață. Are propria lui oștire, oastea diavolului. Isaia 24:21. Și uitați ce vreau să vă spun, ce mi s-a părut de-a dreptul extraordinar. Căutam Scriptura ca să citesc. Deschideți la Apocalipsa 13:12. Ce a făcut Iisus Hristos ca să devină mântuitor? A trebuit ca să moară și să învieze, corect? Ei, când anticrist va veni pe pământ, va muri și va învia. Sigur că nu va muri în adevăr și va învia. Dar Scriptura, uitați ce spune. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorul lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Și Apocalipsa 17:8. Fiara pe care ai văzut-o e rea și nu mai este. Dar ea are să se ridice din nou. Deci când anticrist a venit pe pământ, trebuie să împlinească profețiile Vechiului Testament. Pentru că Israel, care cunoaște scripturile Vechiului Testament, o să fie cu ochii pe el. Și atunci anticrist trebuie să pară că moare și că înviază. Și așa are să facă. Are să pară că moare și înviază. O să primească o rană ca de moarte. Și o să se vindece din rana ca de moarte. Și evreii, rabinii o să spună, ăsta este pentru că a murit și a înviat, ăsta e Hristosul. Vă puteți imagina că și amănuntul ăsta a avut diavolul grijă de el? Când am descoperit asta în Scriptură, a rămas, permiteți-mi expresia, paf! Diavolul s-a îngrijit de acest amănunt. Când l-a trimis pe anticrist, îl lasă ca pentru o vreme să pară că a murit și că a înviat, pentru ca să împlinească și el cum a împlinit Hristos scripturile, pentru ca să-l poată accepta evreii. Și acum am să închei făcând următoarea afirmație. Noi spunem că atunci când anticrist va veni trebuie să fie evreu pentru ca să-l accepte lumea. Însă Scriptura spune că nu va trebui să fie evreu anticristul, ci evreu trebuie să fie prorocul mincinos. De ce? Pentru că anticristul este omul politic, anticristul este omul economic, anticristul este omul financiar, el nu e omul religios. De unde spune Scriptura că s-a născut fiara? Din apă. Cine sunt apele? Apele sunt neamurile. Anticrist se va naște dintr-o națiune dintre neamuri. Ce spune Biblia despre prorocul mincinos? De unde s-a născut? A doua fiară s-a născut din pământ. Cine-i pământul? Palestina. Prorocul mincinos va fi evreu. Anticrist va fi dintre neamuri. Probabil italian, probabil american, probabil rus, probabil chinez. N-am de unde să știu ce. Dar se va naște din apă. La momentul în care vom studia despre anticrist și prorocul mincinos, o să citim versete biblice care tălmăcesc. Din pământ înseamnă Palestina, iar din apă înseamnă națiunile care sunt frământate. Priviți, vă rog, capitolul 13, dacă vreți o scurtă referință. Ceea ce vreau să vă spun în această seară este următorul lucru. Nici nu ne putem imagina cât de bine este organizată scena lumii, politică, economică, financiară și religioasă, pentru ca marea amăgire pentru cei aleși să se declanșeze și foarte mulți dintre ei să cadă în cursă. Iar toți cei care sunt nemântuiți să nu mai aibă nicio soluție.
Nu vă puteți imagina ce măreție și ce maestate conțin aceste momente pe care le avem să ne pocăim pentru ca să scăpăm de focul cel veșnic. Atunci când citim în Scriptură despre focul cel veșnic, este extraordinar să observăm că de 28 de ori în Scriptură se folosește cuvântul iad, iar de 7 ori are legătură cu focul, cu chinul, cu dogoarea, cu pârjolirea, cu arsura, cu carne friptă. În seara aceasta vreau să te îndemn pe tine care ești tânăr sau pe dumneata care ești bătrân. Oprește-te și te pocăiește, pentru că nu știm dacă va mai exista mâine dimineață. Este harul lui Dumnezeu, pentru că putem înțelege cuvintele Scripturii care provoacă în noi o teamă care ne conduce la pocăință. Nu o teamă care ne îndepărtează de Domnul, ci o teamă care ne motivează pentru lucrurile sfinte. Când te trezești mâine dimineață, adu-ți aminte de predica acestei seri. Ia-ți 5 minute, apleacă-te în genunchi și roagă-te. Și spune așa, chiar dacă pierd întârzi la lucru, chiar dacă se întâmplă orice, am să mă rog 5 minute și am să citesc proverbul. Astăzi este, ce zi este astăzi? 17, mâine citim proverbe 18. Asta ne va lua 10 minute. Dacă sufletul tău nu valorează 10 minute din 24 de ore, atunci nu-l vei mai avea. Dumnezeu ți-l ia, pentru că Dumnezeu nu-ți dă lucruri ieftine. Iar joia viitoare, te rog frumos să postești. Fără post, fără rugăciune și fără Scriptură, să nu-mi spui nici mie, nici dumitale și nici lui Dumnezeu că te sfințești. Trăim o vreme unde căutăm confort, nu pocăință și sfințenie. Ne punem la umbrela, sub umbrela democrației și ne facem de cap în împărăția lui Dumnezeu și nu mai acceptăm voia lui Dumnezeu să ne disciplineze. În această seară, scumpii mei frați care alergați alături de mine prin pustia acestei lumii spre Canaanul Ceresc, pregătiți-vă sufletul și familia ca să-L întâmpinați pe Cel care nu este departe. Vremurile care urmează sunt inundate de potopul focului. Fericirea noastră nu mai poate exista aici. Trebuie să ne o mutăm într-o țară unde cu 2000 de ani în urmă a mers Iisus Hristos ca să construiască palate din aur și din pietre scumpe și nestemate, din diamante strălucitoare pentru niște oameni simpli ca noi, care suntem așa de vinovați și totuși în bunătatea lui Hristos ne iartă și într-o zi va reveni să ne scoată din pârjol, din foc, înainte să vină ăsta pe pământ și să ne ducă acasă. Te rog în seara aceasta, primește harul Domnului și pocăiește-te. Oprește-te din păcatele pe care le faci. Ieși din starea de vinovăție. Desleagă orice este de dezlegat. Du-te în familie și rezolvă-ți problema. Du-te la frați și surori și rezolvă-ți problema. Ia pocăința serios cu Dumnezeu. Ia-ți post, rugăciune, citirea Bibliei și dedică-te Domnului cu adevărat. Iar dacă nu, mai bine oprește-te din starea asta de păcăleală, că nu-ți folosește la nimic. Scumpă Biserica Domnului Iisus, haide să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului.